Bă, gratis nu prestăm. Dar mie nu vrea să-mi dea nimeni niciun ban să... Să? Să cânt. Păi tu ți-ai arătat fundul gratis. Ia o povestești pe aia cu polițistul? Nu. Nu? Nu. Că dăm lumea în gât și nu-i frumos. Exact. Am învățat și eu asta de la tine. Poate mă așteaptă de seară tot acolo. Dar era plin de poliție pe drum, că am plecat noi aseară la Pitești, la Ploiești, să trăiești, și plin de da, echipaje. Da, și la pod, acolo era mai... Radar. Dar știi ce se întâmplă? Că e cu două tăișuri și chestia asta, că sunt foarte multe mașini, că într-adevăr sunt foarte multe accidente, dar nici nu șosele nu se fac, mă, nu se poate, bă, nu se poate, iar mă apucă nervii. Cu bestiile astea cu chip uman care n-au făcut nici măcar autostradă, nene. Da. S-au despărțit Smiley și Laura Cosoi? Păcat, că îmi plăcea de ei. Un cuplu reușit. S-a terminat Masterchef-ul. Păi știi care e problema? Că toată lumea spune că s-a despărțit la cura și îmi pare foarte rău că era un cuplu fericit. Păi nu, reușit. Bulit. Fericit nu poți să știi, că nu mai erau dacă... Nu poți să știi tu ce se întâmplă de afară în casa lor. Dar stai, nu? Mă, eu zic că aspect așa, erau drăguți împreună. Mie îmi pare foarte bine pentru că... Îți place de Laura? Nu, Doamne, îți place frește, de Smiley? Nu, dar mi-era dat acest personaj, mi-era dat exemplu. Acest personaj, Smiley, era dat exemplu pentru ce? Că e drăguț sau pentru că... Nu, de moralitate și de familie și asta. Deci, păi... Nu există niciun exemplu da, în viață. Da. Fiecare, când îi vine sorocul, da. La revedere și la revedere, Flaviu zice, tapără frate... dragă, la re m-am luat isteria, nu pot să-i fac... Frate, m-am uitat azi de 10 ori la Serghei, când s-a certat cu Baldovin și la multe altele cu el, bravo, tată, e super. Bă, eu râd, cum să spun, eu râd de această emisiune. Mama ta e bulangiu. Bulangiu e măta, cum să zic. Bă, nu asta e. Bă, aia e. Această emisiune ca aia, degeaba au dat amendă și au făcut ăștia, nu există istoria televiziunii. Bă, știi ce mă uitam și era foarte tare? Că toți care intrau începeau, da, dar toți începeau cu... Renumiți. Cu Mărculescu mâncare. Intrau unul pe telefon. Intrau, îi spuneau două secunde lui Mărculescu. Ceva? După aia ne luau pe noi la înjurături. Da, care nu avem nicio treabă. Luați, aș face. Bă, dar... Frate. Bă, cât s-a înjurat în emisiunea și cât s-a dat... Las-o să vorbească! Păi mă înjură! Las-o să auzim ce are de spus! Dar mie, cum să spun, nu regret... Je ne regrette rien. Nu, eu nu regret emisiunea, nu mă interesează că s-au supărat sau că nu s-au supărat, mă doare drept în ochi, maro. Ochiul mare. Înțelegi? Mie, uitându-mă din ce în ce îmi place mai mult emisiunea, aia va fi, din punctul meu de vedere, va fi un exemplu în școlile de televiziune. Ia uite că mă ceartă cineva. Ion Tapalagă mă ceartă, dar am trimis mesaje private. Postează acolo unde postează toată lumea. Tapalagă, dacă ai sânge... Toate mesajele. Zice așa. Leu Tapalagă. Eu nu văd rostul bacalaureatului, adică dai examen de capacitate ca după 4 ani să mai dai încă un examen absolut irelevant, adică nu-s de acord cu tine absolut deloc. Părerea mea e că ar trebui eliminat examenul de bac și pusă admitere la fiecare facultate. Nu, părerea mea e că ar trebui pusă admitere la liceu, asta în primul rând. Domne, ești bun pentru facultatea aia, dai admitere, admiterea demonstrează dacă ești bun sau nu, nu bacalaureatul. Păi și să ia toți cretinii bacalaureatul care nu știu să se semneze? Că ce, că ai avut note bune la capacitate și ai avut 10 la desen, mi se pare relevant, la muzică și la sport, toți în școala generală au 10. Vorbim de specialități. Bă, vreau să fac liceu de uman, mă duc la și dau examen cu specialitate umanistică. Le bănic oui. E le tapalac. Vă explică mantea. Înțelegi? Când va fi ca afară, când îl doare în a zgăua pe ăla care te angajează, cu ce diplome vii, ăla îți dă test, bă, știi?
te-a luat. Ia uite, mă, mă treabă, cică, și de ce fostul tău prieten, Mădălin Ionescu? Că tu nu ai nicio treabă cu el. Păi n-am, dar dacă omul e prost, are el cu mine. Dom'le, noi suntem în solidaritate. Și cu cearta lui Serghei, cum mă, păi îți explic eu ce are. Cine faptul e că asta, domne? Ion Tapalaga. Faptul că eu sunt prieten cu Gică Ion Papari. Tu vrei să te iei cu noi? Înțelegi? Oricine e prieten cu Gică Papari, îl determină pe inteligentul, prea frumosul, prea talentatul. Lasă-mă să-i zic, să-i răspund că m-a întrebat pe mine. Moderator de televiziune, Mădălin Ionescu, să spună el că ne reclamă, că n-avem ce căuta la turci, să facă emisiuni în care mă înjură cu Carmen Hara, înțelegi? Fără măcar să-mi dea un telefon. Și știe foarte bine că l-am reclamat eu la dar turci. Dar nu asta este problema. Băiat bun și Mădălin Ionescu. Caracter, bă, bărbat, mie îmi plac bărbații cu caracter de păsărică de mor. Deci bărbații favoriți în viața mea sunt bărbații cu caracter de femeie. Știi care... care sunt gay. Bravo lor. Zi. Serghei. Serghei. Le Tapalac. Le Leonadi. Și je... îți explic. Bă, băiatule, deci noi n-avem nimic cu acest personaj. Dacă avea sânge, că și noi n-am, avem mai multe căsătorii, n-am mai luat alu ăla, aia, dacă ai, bă, ai sânge în tine și spui, bă, venea și spunea, prietenește, bă, sunteți prietenii mei, m-am îndrăgostit de găină, nene, nu mai pot, n-am avut până acum decât pe nimeni, mi-a pus-o asta pe stânga, am avut-o pe stânga și care era geloasă pe dreapta, pe aia cu ceasul și pe aia cu inelul, a venit pârâta la drum de seară, mi-a pus-o pe gură, m-am sufocat. Înțelegi? Și m-am îndrăgostit. Și plec cu ea. Du-te cum te duci acum. Dar faci atâtea regii. Îți bași joc, mă, nu. Îți bași joc de noi în străinătate. Te dai prietenul nostru. Zici că n-ai băgat bani în buzunare. Zici că ți-am dat un cadou meschin care ne-am dus la noapte de la n-avem voie. De la A din Ungaria. Și faci tot circul care îl faci. Hai mă, te-a ținut în balcon să arate luna. M-a ținut spună... în balcon, înțelegi? Mi-a spus cu religia, cu asta. De ce trebuie să ne chinui luni de zile? Și în toate treburile astea, Tapalagă, înțelegi? Când puteți să zici, bă, băieți, că aia nu era nevasta lui Pârâtul, George Papari, controversat om de afaceri, care ai văzut acum dacă ne urmărești emisiunea sau urmărești presa de scandal sau asta. Gică Papari, hâți fata, hâți fata. Acum asta stai sau să... sau cel puțin așa zice stai el. Stai să nu băgă. Ba nu, eu am văzut. Acum da, omul s-a stabilizat. Nu, că acum stai puțin că poate face... Ca și... Asta este adevărul. Dar omul a prins... Deci nu era o problemă. Nu era nevasta lui. Nu o luasem din... nu o luasem din... din ca să înțelegi... din, de la maici. Nu o luasem din Academia Franceză. O luasem de la Puf. O luasem, nu, de ce ești dracu? O luasem de la, zic cum îl cheamă, că n-avem voie, care s-a băgat cu asta și care mergi tu la aparate. Cu Mărcuș. O luasem de la Mărcuș și încă alții. Adică era, cum am mers noi la Mărcuș, nu noi, că eu am participat și puțin, că am susținut-o. Am mers și am spus, am luat-o noi, să fii sănătoși. Deci putea să procedeze exact ca noi, că nu ne interesa, adică nu era nicio chestie, dar faci, mă chem pe mine la mol cu șustă, să nu te bat, îmi spui că nu ești, aia vorbea pe altă parte, aia stătea la două capete, că eu nu o luam niciodată, să vadă, o aruncă controversat om de afaceri, sau pierde vila și aia, sau nu, o groază de măgării, asta ne-a determinat să fim împotrivă, că dacă venea șmecher și se spunea, băi, flăcăi. Dacă Ion Tapalagă este un că n-are poza acolo, deci am văzut că are un joben așa la profil, dacă e șișcan? Păi explic lui șișcan ce mi-a făcut. Băi, Ion Tapalagă, uite, îți explic o singură, că nu vreau să... că nu vreau să intru în acest... Băi, Lăbaldova! Bă, nu vreau să intru în acest asta și nu vreau, să, și nu vreau să mai scarpin chestia asta. Mers în străinătate. Le Mădălin avec l'enfant et le copil, așa? Le Serghei avec le băutură și le țuic, așa? Le George Papali avec l'amour, toujours? Cum le digestif, înțelegi? Et la femme. Et le bal de vent. Nu, et la femme, da? Eu mi s-a părut ciudat, i-am spus lui Gică, aia destul de friguleț afară, ieșeam din restaurant,
noi mergeam mai în spate, noi băieții, fetele se beleau prin vitină. Eu apuca o isterie în aia cu găuzul așa, cu găurele, camera pe mine, și începea să fugă, să fac așa, cu eșarfe, să sară. Zic, bă, asta ori are cădet de calciu. Cum făcea, mă? Da, mă, sărea așa cu eșarfe și și cu azgăuau și făcea cu gale și făcea și se învârtea piruete. Zic, bă, bucățea. Cum făcea, mă, ia mai arătăm cum făcea. A? Te rog eu. Cum să mergi în străinătate așa pe stradă? Cum, și ia? Cu Madalin! Și găuzul ăla mare și sărea, că nu pot să mă las de aici, dacă trebuie să mă apuc, cum îl cheamă pe ăsta care ne-a citat. Tapalag, Misiunul Tapalag. Eu i-am spus lui Gică, zic, băi, Gică, nu-i normal. Ori are cădere de calciu, ori o mică tendință de epilepsie, ori vrea să-l ardă pe strâmbul ăsta, că la noi nu se uita, înțelegi? Și când mergea ea așa, el cum mergea după ea? El foarte serios, ochii scoși din cap, îți dai deci seama? Deci ea cum? Ia uhuhu? Stai mă puțin, ea avea paletul ăla, lacul lebedelor, dacă vedeau ea lacul lebedelor și ar trebui să sinucidea un mortal în direct, măi mâncați așa. Balerino. Balerino, da. Și spun, bă, nu e normal puțin, zic, bă, e cam aiurea, înțelegi? Seara, eu cu controversat om de afaceri, ce să facem? Le digestiv. Deci noi recunoaștem, mă, n-am mers să vedem, nici n-am văzut să vedem muzee. Ne-a spus ăla râul ăla care merge prin mijlocul Budapestei, cum îi spune, câte ce-și pe la noi. Le Danube. Înțelegi? El a spus Le Danube. Eu am spus Le Côte de Zeu du Danube. Drecovair, că vorbesc cu tine mai în franceză. 100 centimetri. Gheață la mar. Stai să vezi. Ăla zicea, bă, am șucăr în casă, nu mai suport, că că se omoară, că nu știu ce. Hai, bă, calmează-te, stai așa. Zicea, duceți-vă voi la bar, că vin și eu acum să potolesc spiritele. Le șișcan. Dom'le, eu rămân puțin în cameră, că mi-e rău, că balet, că nu știu ce. Eu mergeam cu Le Papari și digestive, dă-i. Ăla ne suna, bă, mai am puțin și vin, înțelegi? Tot ne ținea un alarmă să vadă dacă suntem acolo. Ei în cameră, dei, pompe. După aceea, nici asta nu ne-a deranjat. După aia venea lui Șișcan și începea cu scandalul. Bă, bețivilor, că nu va ajunge, că stați toată ziua beți, că nu știu ce, începea un scandal și lua pe ăla în cameră cu scandal, că nu mai băutură avem în cap, că nu, și acum nu ne-am dat seama, nu avea numai băutură și avea numai... E normal, măi, gânditorule, care ne dai pamflete din asta sau ce ne dai? Hai mă, că omul ne-a scris că îi place de noi. Păi și spun, ca să-i spun de ce, cum putem să fim tovarăși? Dar zice unul, nu înțeleg, zice, Serghei, nu uita de unde ai plecat și Mara, nu uita că ești Nosa. Nosa vine de la bârna mea sau înseamnă altceva? De unde am plecat, mâncați? Am plecat de pe Chiselev din vilă, unde e reședința pe asta domnului, cu pișină și stă la Znagov. Și stau la Znagov, de unde am plecat? Am plecat din și ce aia Nosa, că nu dacă de bârna mea. Munte. Stai puțin. Și după aia dimineața, după ce erau ei relaxați... Și că gata să-l lămuriți, zice omul. Stai puțin, că aș termin. Și el era descărcat. George Papari, nu? Venea și ne spunea, noi eram tu la digestive la prima oră, pentru că ne reveneam. Și ne spunea că ne roagă, că el coboară jos și că vine pantalon scurs și e crăcăna să nu râdem. Păi dacă ești fetiță, pe cum pe atunci eu, ce să fac eu când apar eu cu... Hai mă, nu poți să-l numești pe Mădălin Ionescu fetiță, măi, băiatule. Se păi și când apar eu cu muianul meu și cu dinții mei care sunt luați și de ziariste și de toată lumea, ce să fac, să vin cu pungă pe cap? Păi ar trebui să vină femeile acum mele să... Acum avea un complex, acum serios că e crăcănat? Dumnezeu, nu că n-aș ști povestea. Jur pe patrulul acestui post. Mă jur pe Soso să mor dacă te vin. Mă jur pe Soso că așa ne-a zis. A zis, vedeți că o să vină cu pantalon scurs, vă rog să nu râdeți că e complexat, că e crăcănat. Bă, în asemenea băiețel, pe cum să nu fim supărați pe el, bă? Și îmi pare rău că am șters și închei cu acest lucru. Acele mesaje grele. Un mesaj în care, nu alea de acum de reîmpăcare, un mesaj în care mă face în toate felurile pe mine, mă înjură grobian că e saburi de alcool din mine, de violator în serie, de dar vreo 20 de pagini, că omoare probleme și bă, că m-a jurat pe mine și că m-a făcut varză, nu m-a deranjat cu nimic, dar îi face ziariști obscuri pe Ciutacu și pe Bichir, care să
urine pe el în probleme de ziaristică. Am încheiat cu acest speech. Da, stai puțin, acum... La, m-a apucat isteria. Da, bagă. Ăștia mă bagă într-un fel de isterie. Dom'le, eu nu sunt... Mădălin Ionescu a venit de la Râmnicu Vâlcea în anul 2003 la Național TV, cu spatele, cu fața, nu contează. Nu la Național, la Realitatea TV. Și într-o conjunctură, așa n-a putut Gâdea odată să vină, Gâdea avea emisiunea acolo, a intrat pe post Mădălin Ionescu și, mă rog, el, știți că în orice domeniu, cred că există două categorii de oameni care o duc bine. Oamenii care, într-adevăr, știu să-și facă meseria și oamenii care pupă în fund, pentru că întotdeauna